Președintele Sindicatului Mine Energie Oltenia, Gabriel Căldărușe, susține că o bancă și-a retras linia de credit acordată Complexului Energetic Oltenia. Sindicalistul afirmă că informația i-a fost transmisă chiar de managerul interimar al companiei, Laurențiu Ciobotărică. De altfel, Căldărușe declară că banca respectivă și-a retras suma de aproximativ 20 de milioane de euro. Complexul Energetic Oltenia a pierdut o primă linie de credit de la bănci. Căldărușe este cel care afirmă acest lucru. Directorului general în cadrul Comisiei DER, precum că Raiffeisen Bank și-ar fi retras linia de credit, sau mai bine s-ar fi micșorat la 1500 de miliarde, la 600 de miliarde și că unitatea a plătit acea diferență de 900 de miliarde. Dan Ilie Moreca le cere parlamentarilor Gorjen să ia atitudine. Doresc să acuz în mod public lipsa de interes a parlamentarilor. Ei nu sunt parlamentari de Gorj, ei sunt parlamentari lor proprii a intereselor personale și nu interesează de Gorje. Pentru că să nu uităm, disponibilizările acestea de 4.000 vor aduce în lanț și disponibilizări de la întreprinderi mici și mijlocii cu profil de comerț sau servicii. Liderii de sindicat se tem că, în cazul în care băncile își vor retrage liniile de credit, atunci compania va intra în insolvență.